Fiți atenți cum a făcut băiatul ăsta peste 1 milion de euro în doar 2 ani de zile. Bineînțeles că în primul rând vă salut cu respect pe toți care mă urmăriți, prietenilor. Bă, mă sună tovarășul meu marocan, milionarul de la Casa Părăsită. Zice, Adrian, dacă poți, vino până la mine că am o combinație pentru tine. Zic, bă, astăzi nu pot să vin, dar mâine după amiază sunt la tine. Zice, bine, hai că te aștept să vorbim. Bă, a doua zi, plec spre Haen. Eu stăteam în Elehidu. A doua zi, plec spre Haen, ajung în Haen, îl sun pe marocan. Zic, bă, unde ești? Că eu am ajuns în Haen. Zice, hai că-ți las locația, vino încoace. Bă, îmi lasă marocanul locația, ajung la locație. Auziți, într-o parcare. Zice, parchează mașina aici, că noi, uite, aici trebuie să mergem. În blocul ăsta de bancă. Bă, parchez mașina acolo și auziți. Intrăm în blocul ăla de bancă. Zice, Adrian, fii atent aici. În blocul ăsta am 6 apartamente. Dăm 500 de euro pe bucată și ți le dau ție. Deci fii atent că aici în zonă apartamente la stea se dau cu 1200-1300 de euro bucata. Dar eu nu am timp, zice, să umblu să caut oameni. Dăm 500 de euro pe bucată și ți le dau ție. Zic, bă, ce valabilitate au? Zice, eu îți garantez un an de zile. Eu îți garantez minim un an de zile. Bun, mă, zic, le iau. Zice, vin încoace să-ți arăt apartamentele. Bă, și intrăm într-un apartament. Zice, uite, ăsta e apartamentul, am intrat pe acolo, am văzut apartamentul, am cuiat ușa, mi-a dat cheia. Bă, din apartamentul ăsta intrăm într-altul. Îi arată și apartamentul ăla, încuie ușa, îmi dă cheia. Fiți atenți aici. Intrăm în alt apartament. Bă, în apartamentul ăsta erau 2 băieți. Un român și un marocan. Nu știu ce făceau acolo. Lucrau să spărsese o țeavă. Nu știu ce dracu făceau ei acolo, că reparau țeava aia. Îmi arată apartamentul, ieșim de acolo, intrăm într-altul. Intrăm în alt apartament. Văd și apartamentul ăla, încuie ușa, îmi dă cheia. Bă, așa procedăm cu toate apartamentele, știi, ca să văd apartamentele, știi? Zice, astea sunt apartamentele, hai să așteptăm să-și termine băieții ăia acolo treaba, că s-a spart o țeavă și o repară. Să-și termine băieții ăia țeava, încuie ușa, zice, și îți dau cheia. Urmă, bă, i-am dat banii pe apartamente, mi-a dat cheile. Între timp, băieții au terminat treaba acolo. Zice, Adrian, tu de aici pleci în Elehido? Zic, da, mă, că în Elehido, zic, mă duc acasă. Zice, fii atent. Unul dintre băieții ăia doi, care i-ai văzut tu că lucrau acolo în apartamentul ăla, la țeava aia, e român. Poți să-l iei și pe el, zice, când pleci tu acum acasă și să-l duci în Las Norias. Îți dau eu locația, tot unde trebuie să-l lași. Poți să-l iei și pe el, zice, să-l lași în Las Norias? Zic, da, bă, îl iau. Zice, e român de-al tău. Băiat amărât. Dormea pe străzi, dormea pe bănci și l-a luat să-l ajut. Îl iau, mă. Își termină la treaba, se duce marocanul și îl cheamă. Vine marocanul cu românul ăsta, zice, băiatul ăsta e român, el pleacă în Elehido și te ia și pe tine cu el. Tu te ia-ți ghiozdanul, ia-ți lucrurile ce ai tu pe aici, zice, că pleci cu el în Elehido, să te ducă și pe tine în Las Norias. Zice, bine. Zice, Adrian îl duce acolo în Las Norias, a dus ăla, știi, să-și ia ghiozdanul, să-și ia lucrurile de acolo ce avea. Zice, îl duci în Las Norias și îți las eu locația unde să-l duci, că acolo am un apartament și am vorbit.
Am vorbit cu el, i-am spus despre ce e vorba, să duce stă acolo în apartamentul meu și vinde și el marfă. Dar nu degeaba. De ce nu degeaba? Eu îi dau 2000 de euro pe lună. I-am făcut salariu, zice. În fiecare lună are câte 2000 de euro. Bravo, mă zic, dacă el a acceptat și e de acord, treabă bună. Ce da, domne, am vorbit cu el. Bine. Bă, vine băiatul ăsta, zice, gata, hai că mi-am luat lucrurile, putem să plecăm. Și auziți, bă, fraților, ne urcăm în mașină să plecăm spre Elehido. Bă, eu acum știam care-i treaba cu băiatul ăsta, când spusese marocanul. Că dormea pe străzi, dormea pe bănci. Bă, da seama, era murdar, mirosea, mai ales că lucrase acolo, la țeava aia. Dar fiți atenți ce mi-a sărit mie în ochi. Fiți atenți aici. Bă, cum stătea el pe scaun, ținea între picioare un ghiozdan. Zic, băi, prietene, dacă nu te superi, poți să-mi arăți și mie ce ai în ghiozdanul ăla? Deci, a, păi ce să-ți arăt, că am două, trei tricouri, am un prosop, zice, un șampon, ce să-ți arăt? Zic, băi, prietene, nu știu de cât timp ești tu prin Spania asta, dar să știi că aici se întâmplă multe. Aici, zic, se întâmplă multe. Arată-mi și mie, te rog frumos, ce-i în ghiozdanul ăla. Da, domne, zice, ți-arăt. Bă, și ia băiatul ăsta ghiozdanul, deschide fermoarul și auziți ce scoate din ghiozdanul. Bă, eu când am văzut, am rămas fără cuvinte. Bă, am rămas blocat, mă. Am rămas blocat. Bă, scoate tricourile, nu știu, două, trei tricouri, scoate tricourile, prosopul, șamponul. Și auziți aici ce scoate, bă. Băi, scoate din ghiozdan un sandwich, mă. Zice, și am și sandwichul ăsta, că nici n-am apucat să mănânc, zice. Nici n-am apucat să mănânc, că muncim de azi de dimineață, zice, ne chinuim la țeava aia să o reparăm. Eu nu mă pricep. Marocanul a zis că se pricepe, zice, dar ăla se pricepea mai puțin decât mine. Și ne-am chinuit, zice, de azi de dimineață ne-am tot chinuit la țeava aia să o reparăm și nici n-am apucat să mâncăm. Băi, când am văzut, băi, ce avea în ghiozdan, zic, bine, mă, prietene, zic, hai, bagă-le înapoi în ghiozdan, că oprim acum, zic, să mâncăm și pe urmă plecăm spre Elehido. Zice, bine, bă, oprim, mâncăm. După ce am mâncat, ne-am urcat în mașină și, bineînțeles, direcția spre Elehido. Băi, fraților, băi, până să ajungem în Elehido, băiatul ăsta, cum ne-am urcat în mașină, după ce am mâncat și am venit la mașină, băi, cum s-a urcat în mașină, a început să plângă, băi. Băi, l-a buvnit plânsul, bă. Și auziți ce îmi spune. Băi, plângea și îmi spunea. Plângea și îmi spunea. Zic, băi, prietene, ce s-a întâmplat, mă? Zic, de ce plângi? Zice, uite ce am ajuns. Uite ce am ajuns, zice, că m-am luat după un prieten și mi-a zis să vin cu el în Spania, că mă bagă la muncă și o să fie bine. Și uite-te ce am ajuns, zice, să dorm pe străzi, să dorm pe bănci. Crezi că eu nu sunt conștient? Crezi că eu nu mă văd, zice, că sunt murdar, că miros? Miros, zice, pentru că n-am unde să-mi fac baie. M-a luat marocanul ăsta, zice, după stradă, după bancă. M-a luat să mă duc să stau la el în apartament să vând și eu acolo marfă. Că ți-a spus despre ce e vorba. Am acceptat. Am acceptat, zice, că n-am încotro. Dacă le spun la părinții mei ce am făcut, îți dai seama. Că ăia fac infarct, zice, se îmbolnăvesc. Și nu vreau să le spun. Ei mă sună și eu le spun că sunt bine. Ei mă sună, zice, să mă întrebe cum sunt și eu le spun că sunt bine. Bă, vă dați seama, părinții lui îl suna și îl întrebau cum e și el zicea că e bine. Și el dormea pe bancă, în parc. Băi, și-a început să plângă, băi. Și zice, m-a păcălit. Am vândut niște terenuri, am luat 11.000 de euro pe terenuri și am luat banii cu mine în Spania. Fiți atenți aici ce i-a făcut, băi. Băi, l-a pus să vândă pământurile. Băiatul ăsta, vă dați seama, avea și el pământuri, terenuri.
L-a pus să vândă pământurile și a spus, vinde, ia banii, că ai nevoie de bani în Spania. Ai nevoie de bani, să ai și tu ceva bani la tine. Bă, și el a vândut terenurile alea, a luat banii 11.000 de euro și a plecat acolo în Spania. Și auziți, a ajuns cu el în Spania, fiți atenți ce vrăjeală a avut ăla pe el. Zice, băi, ca să te bag la muncă, aici în Spania așa e. Trebuie să dai 1.000 de euro intrare. Dai 1.000 de euro și intri la muncă. Bun, domne, zice, dăm, nu-i problemă ăsta, știi, că avea 11.000 de euro la el. Bă, și-a dat 1.000 de euro să-l bage la muncă, îl ținea o lună de zile, că știți și voi care sunteți prin Spania, știți și voi că se fac manevre de-astea. Tot românii fac, bă, să nu vă gândiți că marocanii sau africanii sau bulgarii, nu, 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 românii, mă. Deci, în străinătate, român pe român îl arde. E frică să ardă un marocan sau un albanez? Ce te gândești? Fricos? Fricos, drumul. Dar l-arde pe ăla lui, pe ăla apropiat, că știe că ăla nu-i face nimic. Ați înțeles? Bă, și dătea ăsta 1.000 de euro, îl băga la muncă, îl ținea o lună de zile, îl dătea afară. Ce, domne, te-a dat afară? Hai, lasă că-ți caut eu în altă parte. Tot la fel proceda. Dai 1.000 de euro, intri la muncă. Îl ținea o lună, două, îl dătea afară. Băi, și uite așa a procedat cu el până i-a luat toți banii, mă. I-a luat toți banii. Zice, ce să spun, că ultimele dă, zice, unde am muncit, nici nu mi-a dat banii. Nu m-a plătit, zice. Banii ăia, cred că i-a luat tot el. Băi, când am auzit ce i-a făcut ăla, bă, și tu nu știi de ăsta unde e? Nu știi unde stă? Nu stă aici în Haen? Unde e ăsta? Nu știu, domne, zice, că a plecat. Nu l-a mai văzut pe aici, prin Haen. A plecat, nu știu unde o fi, zice, dar tot pe aici, prin Spania e. Dar vreodată și vreodată, zice, mă întâlnesc eu cu el. Dau eu de el, mă interesez eu de el. Dar asta e, zice, mi-a făcut-o. Băi, fraților, ajungem în Las Norias, unde trebuia să-l duc pe el. Ajungem în Las Norias, acolo, la locație. Ajungem în fața blocului, zice, gata, lasă-mă aici, zice că de aici mă descurc, știu, trebuie să urc la etajul 2, am cheile, zice, mi-a lăsat marocanul cheile, mulțumesc frumos că m-ai adus până aici, am numărul tău de telefon, băi, i-am lăsat numărul meu de telefon și am zis, băi, prietene, uite, ai numărul meu de telefon, în caz că se întâmplă ceva cu tine, în caz că ai nevoie de ceva, de un ajutor, sună-mă, uite, ai numărul meu de telefon. Păi am lăsat numărul meu de telefon, am lăsat acolo și am plecat. El a zis că a vorbit cu marocanul și știe acolo unde să ducă, știe ce are de făcut. Eu fi spus marocanul, vă dați seama, unde trebuie să apartamentul și astea. În fine, l-am lăsat acolo și am plecat. Bă, n-am plecat eu bine de acolo, că mă sună. Să zic așa, au trecut 10-15 minute. Mă sună băiatul ăsta. Zice, rusule, scuză-mă că te deranjez, scuză-mă fratele meu ce că te deranjez, dar tot încerc să-l sun pe ăsta, pe marocan, și nu-mi răspunde. Păi de ce, mă, zic, ce s-a întâmplat? Uite aici, zice, n-am curent. Am căutat, am ridicat siguranțele, am ridicat astea pe aici, zice, n-am curent. Nu știu ce se întâmplă. Nu o fi curent aici în apartamentul ăsta, așa să stau aici, zice, fără curent? Sună-l tu, zice, sună-l tu, te rog eu frumos, și vorbește cu el, întreabă-l, am curent aici, sau să spună de unde dau drumul la curent, să mă sune. Bine, mă, zic, hai că încerc eu acum să-l sun. Bă, și încerc să-l sun pe marocan, l-am sunat de câteva ori, nu mi-a răspuns. Sun pe ăsta înapoi, zic, bă, nu-mi răspunde. Zic, lasă că mă sună el. Bă, nici n-am terminat bine de vorbit cu băiatul ăsta, am închis cu el, hop, m-a sunat marocanul. Zice, ce s-a întâmplat, Adrian? Zic, bă, l-am dus pe băiatul ăsta acolo și m-a sunat și mi-a zis că n-are curent. A ridicat siguranțele acolo, a ridicat alea la tablou, dar n-are curent. El n-are curent acolo, zic, la apartamentul ăla. O, Adrian, zice, păi am uitat să-i spun că n-are curent, dar mâine de dimineață vine fratele meu acolo la el la apartament și dă drumul, că a oprit fratele meu curentul acolo, zice.
A oprit curentul acolo, dar mâine de dimineață îi dă el drumul. Spune să stea liniștit, stă și el în seara asta acolo așa și mâine de dimineață îi dă drumul la curent. Zic, bă, fii atent aici. Pot să-l iau eu și să-l duc. Ca arătare, zic, stă singur. Pot să-l iau și să-l duc până mâine la arătare să-și facă și el baie? Zic că miroase. Miroase. Și așa ia și el niște haine de la ăla, să schimbă și face și el baie. Pot să-l iau să-l duc acolo până mâine? Zice, da, Adrian, dar cum? Ce vorbă e asta? Zice, tu ești tovarășul meu, cum? Nu se pune problema. El zice, du-l acolo să-și facă baie, să schimbă și el, zice, și mâine îl duci înapoi. Chiar îți mulțumesc, zice marocanul, chiar îți mulțumesc că faci gestul ăsta pentru el. Bă, fraților, mă întorc înapoi, îl sun pe băiatul ăsta, zic, hai mă, coboară jos, că te duc eu acum la un tovarăș, dormi în seara asta la el, îți faci tu baie acolo ca omul și mâine dimineață te aduc înapoi. Bă, fraților, îl iau de acolo, îl duc la arătare, acasă, bineînțeles că și-a făcut băiatul baie, i-a dat arătare acolo haine să se schimbe, s-a schimbat. Păi următoarea zi l-am luat și l-am dus înapoi, aici la apartament. A venit fratisul ăla marocan, i-a dat drumul la curent, l-am dus înapoi. Deci el în apartamentul ăsta, deci nu plătea nimic că stătea acolo și marocanul îi dătea 2000 de euro pe lună, că vindea marfă. Așa se înțelesese el cu marocanul. Bun. Auziți ce face el după ceva timp? Vă dați seama că el nu stătea numai în apartament acolo închis. Că nu-l ținea nimeni încuiat acolo să-l țină cu japca. Omul ieșea afară, se ducea la magazin, se ducea să plimba. Păi ce face, mă? Fiți atenți aici unde l-a dus capul, mă. A ieșit pe acolo prin zonă și a găsit în Laznorias acolo sunt bălțile de pescuit, care ați fost pe acolo pe la pescuit, știți. Bă, pe lângă bălțile astea de pescuit sunt pernadele, solare de-astea. Unele dintre ele sunt abandonate, rupte. Și e un teren ăsta așa al nimănui. Crescută iarbă pe el. Auziți ce a făcut? A făcut rost de semințe, de iarbă, și s-a dus și a plantat acolo pe câmpul ăla. A plantat semințele alea, bam, 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 băi, pe tot câmpul ăla, mă. Băi, o grămadă de câmp acolo, între solarele alea, între alea, o grămadă de câmp. Băi, s-a dus și a plantat semințele alea, bă, de plante, de iarbă. Bă, după ce au crescut plantele alea, ce a făcut, mă? Bă, s-a dus omul și a luat pungi, și a luat ce și-o fi luat el acolo și auziți. S-a dus și s-a apucat de treabă într-o noapte. Într-o noapte a tuns toți mugurii aia. Ba, 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 cu farfeca. I-a tuns și i-a băgat în pungi. A strâns bine pungile alea, le-a legat bine, bă, și s-a dus și le-a ascuns. Unde l-o fi ascuns el acolo, s-a dus și le-a ascuns. Următoarea zi, deci noaptea s-a dus și a tăiat astea, le-a ascuns. De dimineață, ziua, îl sună pe marocan. Zice, fii atent aici, am o combinație. Am vorbit cu cineva și are marfă de vânzare, iarbă. Dar are marfă multă, zice. Vino încoace și mergi cu mine acolo, zice, și mă duc eu la el și iau marfa. Zice, băi, tu-l cunoști pe ăsta, zice, e treabă sigură? Să nu cumva să cădem în capcană. Să nu cumva să fie capcană ceva. Nu, domne, zice, cum, dacă eu am vorbit cu omul? Ați înțeles, am vorbit cu omul, e treabă sigură. Dacă vrei, zice, mă duc eu. Mă duc eu și vorbesc eu cu el, iau eu marfa de acolo. Vin și adun banii și mă duc eu și iau marfa. Păi, zice, așa facem. Vezi că îl trimit pe fratele meu la tine și îți aduce banii. Ia banii, zice, că eu am încredere în tine. Ia banii și du-te și ia marfa de la el. Bă, marocanul s-a gândit pe partea asta la altă. Bă, dacă o fi manevră, cade el la bele. Ați înțeles de ce să vină marocanul să bage marocanul în bele? A zis, cade el la bele. Bine, mă, că marocanul avea încredere
Vă dați seama că aveam încredere în el. Unde să fugă ăsta? Ce să fac ăsta? Că, auziți, în Las Norias acolo, peste 90%, 99% sunt numai marocani. Numai marocani acolo. Vă dați seama. Unde să ducă ăsta? Ce mișcare să facă ăsta? Bă, vine fratisul la marocanul ăsta, îi aduce banii lui ăsta și auziți, bineînțeles că el s-a dus, a luat marfa de acolo, a adus-o și a băgat-o la vânzare. Bă, el acolo, pe terenurile alea, bă, da seama, avea pontul, găsise terenurile astea, omul s-a pus pe treabă, bă. Bă, s-a pus pe treabă și a început să planteze. Planta acolo, se făcea planta, o tundeai, lua mugureia, bam, bam, și uite așa a lucrat cu marocanul. Iar îl suna pe marocan, a mai făcut rost de niște marfă. Bun, hai că vine frate, mi-o ți-aduce banii, du-te iau-o. Pac, aducea ăsta banii, se ducea, lua marfa, o aducea acasă. Bineînțeles că tot aici o vinde. Tot aici o vinde. La ăsta în casă. Bă, și uite așa a procedat băiatul ăsta vreo 2 ani de zile. Bine că el avea combinația lui și la ăsta în casă. Vă dați seama că în tot timpul ăsta el prinsese șmecheriile și făcea șmecherii acolo și câștiga și de acolo. Deci ieșea și de acolo ceva, că vindea marfa lui ăsta, șmecheria lui ce făcea, plus că el se ducea și plata plante, mă. Băi, în câmp, mă. Cine să-l găsească, mă, în câmpul ăla acolo, că e pustiu acolo. Pustiu. Băi, și 2 ani de zile așa a tras. După 2 ani de zile, când s-a blindat el la buzunar, auzi ce face. Îl sună pe marocan. Zice, vreau să vin până la tine să vorbesc cu tine. Zice el la marocan. Vreau să vin până la tine să vorbesc ceva cu tine. Păi de ce, zice, s-a întâmplat ceva? Am ceva probleme și trebuie să plec și în România, dar nu asta e problema, zice, vreau să vin să vorbesc cu tine. Și tot, dom'le, nicio problemă, nu te ține nimeni cu japca acolo, dar nu ești ținut cu forță, vină încoace la mine, zice, vorbim, dacă nu mai poți să mai stai, nu mai poți, dacă vrei să revii vreodată înapoi, revii, vină încoace să vorbim. Bă, și să duce ăsta la marocan să vorbească cu el. Auzi ce îi spune la marocan. O mergea cu marocanul să bage strâmbe, să bage vrăjeală și d-alea. N-avea cum, că nu calea marocanul de-astea. Bă, l-a luat pe jleau, bă, marocanul. Zice, hai ca să spun ce am făcut. Uite, eu, în timpul ăsta, știi că spuneam că mă duc și iau de la un tovarăș marfă și alea? Eu, în timpul ăsta, am crescut eu plante. Unde-i crescut, mă, plante? Zice, acolo pun câmp. Am găsit un câmp de ăsta liber, cu iarbă, cu de-astea, zice, abandonat. Și m-am dus și am plantat plante. Și când te sunam pe tine și spuneam că am marfă de vânzare, zice, eu mă duceam, luam marfa de acolo și o aduceam. Și am făcut și eu bani, am strâns și eu ceva bani și acum vreau să fac și eu altceva. Nu mai vreau, zice, să stau acolo, să mă risc, să astea, că e risc mare. Bă, marocanul când a auzit, zice, bine, mă, faci cum vrei. Ce, nu-i nicio problemă. Bravo ție, dacă ți-a mers capul și ai făcut treaba asta, eu nu mă supăr, pentru că eu ți-am plătit marfa, tu ai vândut-o mai departe, am câștigat și eu, ai câștigat și tu, zice, bravo ție. Bă, zice, tu chiar ești băiat deștept, mă. Băi, și pe urmă am auzit și noi, că vă dați seama că s-a auzit, pe urmă am auzit și noi că a făcut peste 1 milion de euro. Bine, mă, că și el a spus. Și el a spus că are strâns peste 1 milion de euro. Vă dați seama. Și din combinațiile lui acolo creștea plantele și alea și din ce făcea el, manevrele lui, care le făcea la marocanul ăsta în casă, cu marfa. Băi, a făcut peste 1 milion de euro. Dar voi vă dați seama cât s-a riscat? Voi vă dați seama câtă ambiție a avut el în el? A? Toate alea l-au întărit, mă. Tot ce i-a făcut tovarășul ăla lui și dormitul pe stradă, dormitul pe bănci. Voi vă dați seama când îl suna pe el părinții lui și îl întrebau, cum ești?
Și el zicea, bine, stați liniștiți că sunt bine. Și el dormea pe bănci. Ai mâncat ceva? El poate spunea că a mâncat și poate că nu mânca nimic. Toate astea l-au întărit, mă. Bă, da, băiatul, recunoscător și, băi, ne-a mulțumit și mie și la marocan și peste tot pe unde ne vedea, pot să te ajut cu ceva? Pot să fac ceva pentru tine? Pot să-ți fiu de folos cu ceva? Deci, băiatul, foarte recunoscător, foarte corect. Și de-aia Dumnezeu i-a ajutat. Că putea foarte frumos să ajungă la pușcărie. Să-l prindă cineva sau să-l mirlească ăia, cine știe ce se întâmple, să sfârșească tragic. Dar Dumnezeu a avut grijă de el, bă. O să vă povestesc eu într-un vlog, că pe urmă, la ceva timp, s-a întâlnit cu ăla. S-a întâlnit cu ăla de... L-a adus în Spania, deși a bătut joc de el. Să vedeți ce i-a făcut ăla. Da, prietenilor, de-aia vă spun eu vouă că ambiția învinge sărăcia. Păi, dacă ai ambiție, învingi. N-ai cum. N-ai cum să nu învingi dacă ai ambiție. Păi, câte învățați din vlogurile mele. Păi, ce vloguri fac. Întâmplările din viața mea sunt adevărate lecții de viață. Eu încă o dată vă salut, prietenilor, și aveți tot respectul meu. Vă salut pe toți care mă urmăriți, pe toți care apreciați cu un like și puneți un like, apreciați ceea ce fac eu pentru voi, care mă salutați în comentarii, care distribuiți, vă salut pe toți prietenilor, vă spun numai bine, rău la nimeni și ne revedem la următoarele vloguri. Eu vă anunț de acum și vă spun să vă țineți bine că vor urma vloguri bombă. Ascultați-mă ce vă spun, vor urma vloguri bombă. La fel ca și până acum. Încă o dată vă spun numai bine, rău la nimeni și multă sănătate. Că dacă aveți sănătate, le faceți pe toate. Numai bine!